Dragii mei, deschidem Biblia Daniel, capitolul 3, citesc începând cu versetul 14, pagina din Biblie 861. Nebucadnețar a luat cuvântul și le-a zis, În adins soare și a Drac meșac și a betnego, nu slujiți voi Dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat. Acum fiți gata și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, lăutei, psaltirei, cimpoiului, și a tot felul de instrumente să vă aruncați cu față la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut eu. Dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați îndată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Și a Meșac și Abetnego au răspuns împăratului Nebugadnețar. Noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată Dumnezeul nostru căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi împărate că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l a înălțat. Amin! Vă rog să ocupați locurile. Dragii mei, mulțumim Domnului pentru încă o seară pe care o putem petrece înaintea lui. După cum bine știți, astăzi se. România sărbătorește 101 ani de la Marea Unire, este ziua națională a României. Acum unii spun că da, adevărații patrioți sunt în piață sau au fost la Alba Iulia sau la Timișoara să vadă tancurile sau să vadă cum mărșăluiesc militarii. Vreau să vă spun, dragii mei, că adevărații patrioți sunt în biserică și se roagă pentru România. Asta spunea Domnul în cronici, dacă poporul meu se va smeri se va ruga și va căuta fața mea. Îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatele și îi voi tămădui țară. România noastră are nevoie de vindecare. Și vreau să vă spun, dragii mei, că nu o să avem vindecare de la guvern, nu o să avem vindecare de la medici, ci vindecarea o să avem de la Dumnezeu. Dacă vrei să fii un adevărat patriot, dacă vrei să faci ceva pentru țara aceasta, începe cu rugăciune începe să trăiești tu frumos și dacă tu vei trăi frumos, eu voi trăi frumos și Dumnezeu ne va asculta când ne vom ruga. Dragii mei, se va vedea la școală, se va vedea la spital, se va vedea la societate. M-am uitat la acești trei tineri. Eu nu înțeleg cum 600 de mii de penticostali nu pot aduce o trezire în România când trei tineri de aici au schimbat religia unui imperiu. Se poate, dragii mei, dacă cei trei au făcut ceva, nu? Nu putem face noi ceva? Doamne, ajută-ne la asta! Vreau să vorbesc la această seară despre câteva focuri cu care ne putem întâlni în viață. Sunt momente, dragii mei, când, fără să vrei, ori în sens fizic, ori în sens spiritual, te poți întâlni cu anumite focuri. Și vreau să ne uităm în Biblie și primul foc despre care vreau să vorbesc este focul din cuptorul lui Nebugadnețar. Omul acesta, împăratul acesta, înalță un chip foarte mare în Valea Dura și cererea tuturor popoarelor prezente acolo. Cetățenii ai împărăției sau rob veniți din alte ținuturi să se închine acestui, în fața acestui chip. Și el spune în Daniel 3 cu 6, oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins. Pentru noi e simplu să fim credincioși astăzi, să fim pocăiți astăzi, pentru că după ce vom pleca acasă, poate vom gusta ceva și ne vom culca. Și nu ne cere nimeni să coteală și nu stă nimeni cu arma la ușă, deocamdată. Dar, dragii mei, vreau să vă, vă puneți în locul acestor trei tineri. Și eu nu cred că erau doar cei trei evrei acolo, cred că erau și alții, care s-au compromis, care s-au aplecat. Dar oamenii aceștia rămân în picioare și știau că nu i așteaptă o masă caldă acasă, nu i așteaptă cineva care să-i aprecieze ci îi așteaptă un cuptor aprins. Și împăratul îi spune, de șapte ori va fi încălzit cuptorul mai tare și ei tot nu se dau înapoi. Dragii mei, primul cuptor pe care îl întâlnim în viață s-ar putea să fie cuptorul prigonirii. Cuptorul prigonirii. Dacă trăiești pentru Dumnezeu cu adevărat, vreau să spun astăzi, vei fi prigonit. Și dacă n-ai fost prigonit până acum, la servici, la școală, acolo unde ești, s-ar putea să nu trăiești pentru Dumnezeu cu adevărat. Focul prigonirii pentru că ai stat în picioare în Valea Dura. E adevărat, acești trei tineri n-au pus condiția de Dumnezeu. Doamne, dacă ne scap, stăm în picioare, dacă nu? Îmi place foarte mult de ei cum au pus problema și ei spun la un moment dat, chiar dacă Dumnezeu nu ne scapă, da? noi nu ne vom închina chipului de aur pe care l-a înălțat. Dragii mei, trăim într-o lume care ne oraște, că nu pot să ne facă nimic deocamdată din cauza legilor care încă ne apără este o parte a problemei. Dar Dumnezeu ne-a vorbit în ori prin glas de prorocie și ne vorbește și prin Biblie că vremurile acestea se vor schimba. Peste noapte se vor da alte legi. Eram în Bucovina când Domnul prin prorocie a vorbit și a spus că se vor ridica două grupări politice mari în țara aceasta care vor începe lupta împotriva familiei tradiționale. Și o zis Domnul așa, vreau să-mi țin biserica în picioare pentru vremurile acelea. Noi nu vom intra în necazul cel mare. Dumnezeu nu-și pedepsește Miriasa cu cele șapte potire ale mâniei lui. Însă noi vom prinde prigoana înainte să plecăm de aici. Face sorori, stimați tineri, este o vreme în care ne putem încărca și ne putem pregăti pentru vremea aceea. Tinerii aceștia, știți ce îmi place de ei? Nu s-au pus atunci la rugăciune. Ăștia au avut rugăciune în viață cu ani de zile înainte. Tinerii ăștia nu s-au pus atunci pe sfințenie. Ăștia au avut sfințenie în viață cu ani de zile înainte. Oamenii aceștia nu s-au oferit atunci pe loc, hai să ne pocăim să vedem ce o să fie, nu. Oamenii aceștia au venit gata, pregătiți cu Dumnezeu de acasă ca să trăiască frumos și să l reprezinte pe Dumnezeu în Valea Dura. Vrei ca Dumnezeu să fie cu tine în cuptor într-o zi? Trebuie să fii și tu cu El în picioare în Valea Dura. Și putem spune cu toți, amin. amin. Dragii mei, pe Iisus Hristos lumea l-a urât. Biblia spune în Ioan 15 cu 18, cuvintele Domnului Iisus, dacă vă urăște lumea, Știți că pe mine m au urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte, eu am 15 cu 20 de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi vă vor prigoni, dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostru -l vor păzi. Așteaptă-te la prigoan. Nu pot să spun la învon în cazuri pe care le cunosc de mărturisire, dar știu tineri care s-au păstrat curat și nu intru în detalii. Și pentru care au refuzat anumite oferte ale diavolului, dragii mei, unii și-au pierdut locul de muncă. Alții și-au pierdut aprecierea colegilor de la școală. Dar vreau să vă spun că cel mai important lucru este să nu ne pierdem credința în Dumnezeu. Vei fi prigonit. Așteaptă-te la prigoană. Cum te pregătești pentru ziua prigoanei? Cum te pregătești pentru ziua când vei fi confruntat cu ocultismul, cu vrăjitoria, cu puterea demonică? Uitați-vă, diavolul vrea închinarea noastră, dragii mei. În cuptorul acesta al prigonirii ajung oamenii care umblă necondiționat, dragii mei, cu Domnul. Asta spuneau acești trei tineri. Și chiar de nu ne va scoate să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l a înălțat. Vrei să te iubească lumea? Va trebui să minți cum minte lumea. Va trebui să vorbești cum vorbește lumea. Va trebui să te compromiți cum se compromite lumea. Va trebui să furi motorină cum fură lumea. Va trebui să baci mâna în banii șefului cum fac cei mai mulți. Și vei primi aprecierea lumii, dar vei pierde aprecierea lui Dumnezeu. Dragii mei, în această seară noi dorim să avem aprecierea lui Dumnezeu. Chiar dacă lumea ne urăște, noi ne dorim ca Dumnezeu să ne iubească. Nu poți să fii și cu Dumnezeu și cu Mamona. Ceea ce spunea prorocia de azi dimineață, atât de clar și la subiect, nu poți să mănânci și la masa altora. Și la masă cu cei care înjură și să râși și la glumele lor și să bați paharul și cu ei și să joci și cu ei poker sau ce joci. Și să mănânci și la masa Domnului. Așteaptă-te să fii prigonit. Dacă trăiești în Sfințenie, vei fi prigonit. Eu nu garantez că Dumnezeu ne va scăpa. La Iacov, Dumnezeu îngăduie să-i fie tăiat capul. Pe Petru îl scapă din temniță. Dumnezeu are planul lui. Ceea ce vreau să vă spun, dragii mei, este că orice prigoană, orice... Uh, Hulă pe care o luăm pentru Dumnezeu aduce pentru noi o greutate veșnică de slavă și o cunună care nu se poate vesteji. Îți mulțumim, Doamne, pentru lucrul acesta. Un al doilea foc, dragii mei, despre care vreau să vorbesc, cu care ne vom întâlni în viață, este focul la care s-a încăzit Petru. Luca 22, cu versetul 56. O slușnică l-a văzut cum ședea la para focului. S-a uitat țintă la el și a zis, și omul acesta era cu el. S-a uitat în jur slujnica asta și a spus, și omul acesta era cu el. Dar Petru s-a lepădat și a zis, femeie, nu-l cunosc. Peste puțin l-a văzut un altul și a zis, și tu ești unul din oamenii aceia. Iar Petru a zis, Petru a zis, omule, nu sunt dintre ei. Cam după un ceas un în altul întărea același lucru și zicea, nu mai încape îndoială că și omul acesta era cu el, că este galilean. Petru a răspuns, Omule, nu știu ce zici. Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă a cântat cocoșul. Dragii mei, sunt focuri în viață unde vom fi ispitiți, vom fi tentați să ne lepădăm de Dumnezeu. Sunt persoane care te vor întreba la școală de ce nu bei sau la servici. Și cel mai simplu răspuns ar fi că mă doare stomacul. Atunci rămâi așa undeva, între lume și biserică. Dragii mei, uh, poate că ne este greu uneori, mă gândesc la copiii noștri, nu e ușor să spui celor de lângă tine adevărata ta identitate. Sunt tineri care au spus, eu nu sunt pocăit, când au fost acuzați că sunt pocăiți. Au spus, părinții mei sunt pocăiți. Dragii mei, eu îmi doresc ca și noi să fim pocăiți, Tot să fim credincioși, nu? Există o rușine care ne poate cuprinde când suntem confruntați cu adevărul cu adevărata noastră identitate. Dar eu vreau să vă pun o întrebare. La cine ar trebui să-i fie rușine? La la care fumează două pachete de țigări pe zi? Sau la cel care nu fumează? Care nu are viciul acesta? La cine ar trebui să-i fie rușine? La la care fuge de acasă de părinți și nu știu părinții unde e plecat? Sau la la care își ascultă părinții? Și fac o paranteză pentru că sunt mulți tineri în seara aceasta. Cele mai mari binecuvântări din viața voastră depind de lucru de care ați vrea să fugiți cel mai mult. Cel mai mult copii, ascultați de părinții voștri. Și cele mai mari binecuvântări în viața materială, cel puțin, sau viața fizică, să trăiești mult și să fii fericit. Că dacă trăiești mult și nu ești fericit, n-ai făcut nimic. Poate ești întrebat, ești pocăit, ești creștin? Luca 9 cu 26. Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și fiul omului de el când va veni în slava sa și a tatălui și a sfinților îngere. Dragii mei, m-am întrebat oare de ce Petru s-a lepădat? Știți că înainte ca el să se lepede, au urmat, au o urmat, a fost un lucru interesant pe care Biblia subliniază. Mersul de la distanță. Ascultați, Luca 22 cu 54. După ce au pus mâna pe Iisus, l-au dus și l-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după el de departe. Mi-e greu să mai fiu acum lângă el, în momentele acestea, să mă identific cu Iisus. N-aș dori nici să mă duc în lume, să zic că mai acum ai mers în lume, acum te întors înapoi la vechile obiceiuri. Dar stau așa undeva mai la distanță, vin un pic mai rar la adunare, postez mai rar, citesc Biblia mai rar, ascult o predică mai rar, încep să răresc cu lucrurile spirituale. Și când răresc cu lucrurile spirituale, vreau să spun ceva. Anturajul tău începe să se schimbe. Dragii mei, problema lui Petru știți care a fost în momentul acela? Cât timp a fost cu ucenicii, Petru nu s-a lepădat. Cât timp a fost aproape de Iisus, Petru nu s-a lepădat. În momentul când Petru stă cu cei care îl acuză pe Iisus, cu cei care îl vorbesc de rău pe Iisus, vine căderea. Luca 22 cu 55. Au aprins un foc în mijlocul curții și i-au șezut jos. Petru s-a așezat și el printre ei. Am o întrebare în această seară directă. Care înturaj îți place mai mult? Mesajele care le trimis pe telefon cel mai mult, despre ce vorbesc? La care din prietenii de pe WhatsApp le scrii în mod regulat? La cei firești? Sau la cei duhovnicești? Dragii mei, David spune la un moment dat, Sfinții care sunt în țară sunt toată plăcerea mea. Doamne, fă și pentru noi la fel. Dragii mei, când Petru își vine în fire, când Isus Hristos se uită la el, Luca 22 cu 61, Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ore. Și acum fiți atenți la următorul verset, pe care îl știm toți pe de rost. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Dar de ce nu au plâns între cei care erau acolo lângă foc? Pentru că, dragii mei, nu pot să stau lângă cei care sunt nepocăiți, care sunt necredincioși, Și să citesc Biblia și să plâng lângă ei, pentru că uh, întotdeauna anturajul lor mă va influența. Eu legătura cu Domnul n-am cum să o păstrez în discotecă, la pariuri sportive. Eu legătura cu Domnul n-am cum să o păstrez în în, într-un anturaj vicios. Petru a zis așa, înainte să plâng cu amar, trebuie să ies afară, trebuie să-mi schimb prieteni, trebuie să-mi schimb anturajul. Pentru că focul acesta la care stai tu sau eu, la care suntem tentați să ne lepădăm de Domnul, dragii mei, nu aduce căldură, deși e foc. Și aduce răceală în suflet. Doamne, te rog, păzește-ne astăzi. Dragii mei, cele mai multe căderi pe care familiile le pot avea sau tinerele pot avea sunt din cauza anturajului. Îmi spunea cineva la mărturile de frate Cristi, nu mi-e greu să mă las de fumat, crede-mă, nu mi greu să mă las de pahar, nu mi greu să mă las de jocurile electronice, nu de asta mi greu. Mi-e greu pentru că mă sună în continuu prietenii ăștia din lume și m-am gândit plecând de la el și am stat de vorbă cu el, m-am gândit dacă ne-am sunat noi unii pe alții, cum sună prietenii ăștia din lume unul pe altul. Ce bine ar fi. Amin. Ăștia nu te lasă, o seară n-ai liberă. O zi, de Cristi, mă cheamă și nu spun unde mă cheamă, că voi știți unde, unde să-l cheme. Și mă sună și mă sună și îmi dau telefoane. Dacă când omul ăsta vine în biserică, n-ar trebui să fie înconjurat de telefoanele noastre, de îmbrățișările noastre. Doamne, ajută-ne la asta. Nu vă înșelați, spune în 15 cu 33. Te poți înșela singur. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Doamne, păzește tinerii noștri, păzește copiii noștri. Așa. Și chiar și pe noi ca părinți, ce ai sau ce cauți ca soție să vorbești cu nu știu care coleg de școală de acum 20 de ani? Crezi că e un lucru spiritual ăla, dragii mei? Ce cauți ca și bărbat să vorbești cu nu știu care colegă de serviciu și mai mult ca și cu soția ta? Știu familii care de la astea au căzut. Un foc străin. Că soțul nu i-a mai spus cuvinte frumoase și când nu mai spune, o venit altcineva care i-a spus. Numai că acele cuvinte nu au dus căldură, au dus răceală. Doamne, te rog, păzește-ne astăzi de aceste focuri. Trei. Un alt foc, dragii mei, pe care îl putem întâlni în viață Levitic, capitolul 10, cu versetul 1. Focul străin adus de fiul lui Aron. Fiul lui Aron, Adab și Abihu, și-au luat fiecare cădelniță, au pus foc în ea și au pus tămâie pe foc și au adus astfel înaintea Domnului foc străin. Lucruri pe care el nu le-l poruncese. Și acum un verset groasnic. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. Dragii mei, m-am frământat săptămâna aceasta cu acest pasaj. De ce Dumnezeu e așa dur uneori? De ce pentru un foc străin Dumnezeu nimicește pe acești doi care erau preoți? Că dacă erau niște oameni imorali, înțelegeam. Dar ăștia făceau o slujbă regulată. Cel mai probabil, ei în loc să ia, să ia cărbun de pe altar, să ia foc de pe altar, au făcut de ei un foc al lor. Născut nu din dorința de a-L sluji pe Dumnezeu, N-am timp destul acum să citesc în spate de bunăstare puteți să citiți un singur verset amintesc. Tatăl lor în Levitic 9 cu 24 face o rugăciune puternică. Și în momentul când tatăl lor se roagă, se coboară slava lui Dumnezeu și vine focul adevărat. Despre care Biblia spune, un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit pe altar ardrea de tot și găsimile. Tot poporul a văzut lucrul acesta, au scos strigătă de bucurie și s-au aruncat cu fața la pământ. Și imaginați-vă acești doi copii, acești doi tineri, uitându-se la tatăl lor și spunând așa, tatăl nostru de astăzi va fi apreciat, noi nu. Toată biserica când va merge acasă va vorbi despre predica lui taică, ta tatăl nostru, și nu va vorbi despre slujirea noastră. Ar trebui să ieșim și noi cumva în evidență. În Levitic 9 cu 24 și în Levitic cu 10, exact în următorul capitol, dragii mei, oamenii aceștia aduc un foc străin. Vreau să vă spun, dragii mei, că Vineri noapte am pățit ceva interesant. Nu-mi place să povestesc experiențele mele. Nu-mi place lucrul ăsta, dar din partea Domnului am avut acest îndemn să vorbesc lucrul acesta. M-am culcat și, repet, săptămâna aceasta mă gândeam la Nadab și Abiu, mă gândeam la focul acesta străin. Doamne, ce pot să spun bisericii? care e focul străin? Cum pot să spun biserici? Asta e foc străin. Dumnezeu nu-i place. Că nu mai este altarul ăla, nu mai este cărbunii ăia. Ce pot să spun bisericii? Și vine noaptea undeva pe la ora 3, am visat că eram într-o adunare. Și niște tineri convertiți de curând au intrat pe prima bancă de la cor. S-au așezat acolo și un spuzitor le-a spus următoarele cuvinte. Începeți să bateți din palme și să vă mișcați într-o parte și în alta ca să coboare Duhul Sfânt. Eu eram undeva în sală, cred că pe a patra sau a cincea bancă la bărbați și în momentul acela am simțit cum Duhul Sfânt m-a ridicat în picioare și m-a dus la microfon în față nu la învon, ci eram la microfon. Și am spus următoarele cuvinte. Dragii mei, eu -am, nu mi-am lăsat acasă cinci copii ca să vin să particip aici la un show. Și în momentul când am spus lucrurile acestea, am primit de la Domnul câteva cuvinte pe care le-am rostit de acelei biserici. Și cuvintele astea spuneau următorul lucru. Ceea ce faceți voi aici este un foc străin pe care l-a înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus așa, o zis, eu nu cobor și Uh, o spus Domnul, nu e un păcat să bați din palme, nu e un păcat să ridici mâna. Nu asta e păcatul. Păcatul e când bătaia din palme vine din firea pământească. Când ridicatul mâinii vine din firea pământească. Când predicarea vine din firea pământească. Când cântarea vine cu un scop de a mă afișa ce sunt eu, ce voce am eu, ce rochie am eu, ce costum am eu. Și-a spus Domnul, tot ce vine din firea pământească, orice slujire care vine din firea noastră, cu gândul de a ne înălța în noi, este un foc străin. Dragii mei, m-am trezit din vis și cuvintele Domnului continuau să curgă peste mine și eram acolo în pat și nu puteam să dorm. Pentru că Dumnezeu m-a conștientizat că de multe ori în bisericile noastre se fac slujbe, dragii mei, cu focuri străine. Și după ce m-am trezit, cuvântul Domnului continuă să vină și auzeam așa o voce care îmi spunea: Nu-i nevoie să aplaudați, nu-i nevoie să stingeți lumii, nu-i nevoie să faceți lucrurile astea ca eu să vin. O zis Domnul, unde sunt lacrimi, smerenie și sfințenie lacrimi, smerenie și sfințenie. Eu mă prezint și cercetez biserica. Și dau mântuire și fac ca și cu femeia păcătoasă. Au zis, Domnul, femeia păcătoasă în Luca 7 nu a venit cu aplauze. Au zis, Domnul, nu-i păcat la o cineva de bucurie, au dat de 3-4 ori din mâini. Aia nu-i păcat, au făcut-o din Duh, Dacă o face din Duh. Nu-i păcat în timpul unei cântări când Domnul e prezent să ridici o mână sus să te bucuri. Dar au zis, Domnul, e atât de mult foc străin în bisericile noastre. O simulare, dragii mei, a prezenței Duhului. Și au zis, Domnul, uite-te bine, tinerii aceștia, bisericile acelea, stau cu mâna ridicată sus, poate bătut din palme, poate spun că o simți ceva. Dar au zis, Domnul, de ce n-au lacrimi în ochi? De ce după cântările acelea de jumătate de oră sau de, de o oră nu se iau decizii noi și nu se pleacă acasă cu Sfințenie? O zice, Domnul, când se aduce un foc străin, poporul pleacă acasă cum a venit. Doamne, în seara asta vrem să plecăm acasă cu tine. Vrem să mergem acasă schimbați, Dragii mei. Frământarea asta a fost pentru mine. Dacă vreți să o luați și voi luați și dumneavoastră. Dar vreau să vă spun astăzi și să vă întreb de unde îți iei focul pentru slujire? Îl iei de pe altarul Domnului? cele mai multe comentarii pe internet, dăm și mie predica aia, dăm și mie negativul ăla, dăm și mie cântarea aia, dar de ce nu stai tu cu Dumnezeu în părtășie, că Dumnezeu are bogății nemăsurate să-ți dea și ție. Amin. Cele mai multe mesaje pe WhatsApp, iau versetul de la Bogdan și îl dau la fratele Cornel. Dar de ce nu stau eu în rugăciune ca să-mi dea și mie Domnul un verset? Doamne ajută-ne la asta! Dă-ne putere să ne luăm focul, Doamne, din părtășia cu Tine! Pagințul lor e atât de important ca prezența reală a Domnului să fie între noi. Altfel se va ajunge la o simulare, simți ceva, simți o emoție, ăla e sufletul, emoția e sufletul, dacă nu vine Duhul să schimbe sufletul nostru, totul e zero. 4. Un alt foc cu care te poți întâlni în viață este focul care omoară năpârcile. Fapte 28 cu 3. Pavel strânsese o grămadă de mărăcini și îi pusese pe foc. O năpârcă a ieșit afară din priginea căldurii și s-a lipit de mâna lui. Pavel a scuturat năpârca în foc și n-a simțit niciun rău. Dragii mei, ceea ce ar trebui să facem cu năpârca din viața noastră nu este să-ți faci poză. Nu este să o pui la status. Năpârca din viața care o ai, din viața ta, ar trebui să o bași pe foc. Pentru că năpârca aia omoară. Păcatul pe care ai nu-l arunci acum în foc, te va arunca mai târziu el pe tine în focul veșnic. Asta e năpârca. În momentul când vrei să faci un foc, să fie unitate, să fie părtășie, să fie trezire în biserică, năpârca sare. Frații slujitori care trăiesc cu Dumnezeu știu ce atacuri sunt în fiecare moment când te silești să slujești Domnului. Năpârca sare, năpârca vine. Dar, dragii mei, Dumnezeu să ne cheamă să o băgăm pe foc. Doamne, ajută-ne la asta! Când vrei să faci curat, să scapi de spini, să faci o reformă în viață, S-a prins un foc care să ardă mărăcinii. Năpârca diavolului va căuta să te Dacă cu Pavel s-a întâmplat, ce a spus Domnul Iisus, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână, șerpi. Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Am o întrebare, care-i năpârca din viața ta pe care n-ai băgat-o pe foc încă? Un sediu cu muzică necreștină, o vorbă care ucide ca și veninul șarpelui, un gând care nu le-a făcut rob neascultării, poate o carte. Cunosc un tânăr, o citit de cărți de filozofie, încât acum sunt depărtat de Dumnezeu. Dragii mei, uitați-vă în fapte 19 cu 19, unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Le-au băgat pe foc. Pentru ei, cărți cărțile acelea au fost năpârci. Poate niște romane polițiste îi năpârca, poate niște filme. Poate o bărfă. Ia toate lucrurile astea și bagă pe foc, că altfel te vor trage ele pe tine în focul veșnic și spun, Doamne, păzește-ne la asta. Cinci. Un alt foc cu care ne întâlnim în viață, dragii mei, este focul încercării. Întâi Petru 4 cu 12. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Pentru că încercarea credinței voastre e cu mult mai scumpă decât aurul care pierde și care totuși este încercat prin foc. Să aibă ca urmare slava, lauda și cinstea la arătarea lui Isus Hristos. Oamenii aceștia erau uimiți, erau mirați. Și Petru așa începe, nu vă mirați! Dragii mei, există o mirare și e normală mirarea aceasta până la un moment dat. De ce eu care mă păstrez curat, de ce eu care mă pocăiesc, de ce eu care trăiesc cu Dumnezeu, am în fiecare zi probleme și probleme și lovituri după lovituri. Și altora spune Psalmul 73, le merge bine. Și Petru spune, nu vă mai mirați oameni buni. Pentru că uitați-vă la vasele de lu, dacă vreți să vă luați, de exemplu, o oară care să faci salmale, da? un vas de lut în care poți să faci sarmale sau orice alt vas de lut. Sunt două feluri de vase de lut. Vase de lut ca și design care se pun pe mobilă sau pe o masă și vase de lut pe care le poți folosi, poți pune apă în ele, poți face mâncare în ele. Diferența dintre aceste două vase nu-i forma. Cam în două pot să arată la fel. Știți care e diferența? Unul dintre ele a fost trecut printr-un cuptor de cel puțin 1000 de grade. Și cel care a trecut prin cuptor de aproape 1000 de grade sau peste 1000 de grade, în funcție de fiecare olar, cum consideră el, poate să fie folositor pentru o lucrare bună. Dragii mei, oamenii cei mai sfinți din țară pe care îi cunosc sunt oamenii care au trecut prin cele mai multe încercări și probleme. Noi nu putem predica o pocăință prin care să spunem veniți la Dumnezeu că nu o să aveți nici o problemă. O să avem probleme, o să avem necazuri, dar am o veste bună. Dumnezeu e cu noi și prefer o cale grea cu un final frumos, cerul, decât o cale ușoară cu un final rău, iadul. Uitați-vă la Iov. Credința nu se vede când ai tot, dragii mei. Toți îți pocăiți când au tot, când le merge bine. Și David a zis, când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi lepăda. Nu îmi voi pierde credința niciodată. Mi-am de, citeam acum recent o mărturie frumoasă și dacă poți, te rog, să pui cântarea zi de zi, clipită de clipită. Nu vom cânta, nu mă vă amintesc istoria acestei cântări. Linda Sandel, o tânără de 26 de ani, traversa lacul Vatern din Suedia și mergea cu tatăl ei spre casă. Erau într-un vapor. Se îndreptau spre Göteborg. În vremea aceea vasele erau așa cum erau și din cauza unui vânt foarte puternic, vasul a luat o întursătură bruscă. Și tatăl care era sprijinit acolo, de, la, la, la bord, sus, pe, uh, pe punte, a căzut din apă și a murit în fața fetei lui. N-a mai putut fi salvat, nu l-a putut salva nimeni. Fata aceasta s-a uitat cum tatăl ei moare, a trecut prin cea mai mare încercare din viața ei. Să vreți să-ți ajuți tatăl și să nu poți să faci nimic. Merge acasă și cu inima frântă de durere scântă -o și scrie această cântare. Zi de zi, clipită de clipită, eu primesc Sfinte Puteri de Sus. Să înving mereu orice ispită, fiind condus de al meu iubit Iisus. El ce întrece orice bunătate, cum Doamne, în moarte să văd bunătate? În focul încercării să spun, îmi dă zilnic tot ce are mai bun. asta e bun? Sunt convins că Domnul știe toate. Lui mă închin și tot lui mă supun. Mă ajută în orice încercare să mă încred doar în cuvântul tău, ca să nu pierd dulcea mângâiere, ce o primesc mereu la sânul tău. Mă ajută ca în orice durere să o primesc ca și din mâna ta. Ceas cu ceas, purtat de-a ta putere, până ajunge voi în țara ta. Dragii mei, cei mai mulți din acea vreme ar fi văzut ca și vină vântul acela. Ar fi mers pe, la capitan și l-ar fi strâns, poate și l-ar fi scuturat. Ce faci, capitane? Mi-ai omorât tatăl. Cei mai mulți ar fi văzut ca pe o tragedie întâmplarea aceasta, însă Linda Sandel, femeia aceasta au știut că nu vântul îi devine, nu capitanul îi devine, ci că Dumnezeu a hotărât pe tatăl ei, care era un creștin devotat, să-l ducă acasă. Și pentru un creștin, dragii mei, moartea nu e o tragedie, ci e o binecuvântare. Nu știu care e încercarea prin care treci tu, dar am văzut oameni care pentru o durere de măsia îl blastă -mă pe Dumnezeu. Și uitați-vă, oameni la care le moare tatăl. Compun cântări pe care noi le cântăm poate uneori și abar nu avem cum au fost compuse. Și ar trebui să simțim inima celei care a scris sau care a scris inima Duhului Sfânt care i-a inspirat. Și peste tine, și peste mine va veni un foc al încercării. Mă rog pentru vremea aceea, Domnul să ne ajute să rămânem în picioare. 6. Un alt foc despre care vreau să amintez este focul pe care limba îl aprinde. Iacov 3 cu 5, Iacov 3 cu 5. Tot așa și limba este un mic mădular și se folește cu lucruri mari. Iată un foc mic. Ce pădure mare aprinde versetul 6. Limba este și ea un foc de două ori deja. Este o lume de nelegiuiri. Ea este acela dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul gheienei, dragii mei. Nu e așa că atunci când aprinzi un chibrit, dacă nu-l folosești unde trebuie, la aragaz, la cuptor sau unde e nevoie, ci mergi și duci lângă o canistă de benzină, Doamne Fer, sau în alt loc, lângă o căpiță de paie, chibritul acela care e un lucru bun, poate să-ți producă daune de mii de euro sau de zeci de mii de euro. Limba noastră, dragii mei, este un mădular pe care îl putem folosi și Biblia spune că ar trebui să binecuvântăm cu limba noastră. Ar trebui să spunem cuvinte care zidească. Știți cât e pagube aduce o limbă stricată în familie? Câte prietenii rupte, câte adunări împărțite din cauza unei limbi, a unui foc pe care nu l-ai folosit cum trebuie. Uitați-vă la botezul cu Duhul Sfânt, dragii mei. De ce semnul botezului cu Duhul, semnul botezului cu Duhul Sfânt e vorbirea în alte limbi? Pentru că, dragii mei, când Dumnezeu vine peste noi, primul modular pe care vrea să-l schimbe, după ce prin nașterea din nou schimbă mintea, este limba. Și Dumnezeu spune, din cauza că Iacov sublinează aici, că limba este un, un foc care aprinde roata vieții și pune în mișcare tot trupul. O spus Dumnezeu prin Duhul Sfânt, dacă pun stăpânire pe limba ta, poți să pun stăpânire pe întregul tău trup, pe întreaga ta familie. n ați observat la anumite locuri, în anumite locuri, acele semne, pericol de incendiu, pericol de explozie. Dragii mei, ar trebui să avem semnele astea cu noi tot timpul și să nu uităm că un moment de neveghere aduce stricăciuni care vor necesita ani de zile de reparații. Ce faci cu focul acesta? Ce faci cu mădularul acesta? Poți să zidez sau pot să dărâmi, pot să binecuvintez sau pot să blastem, pot să lauzi pe Dumnezeu sau pot să-L înjuri, poți vorbi de bine sau poți vorbi de rău, poți curma o ceartă sau o poți înteți. Ce faci cu focul acesta? Ești răspunzător și sunt răspunzător pentru că eu cu limba mea pot să-mi fac rău sau eu cu limba mea pot să fac bine. Doamne, dă-ne înțelepciune și în acest domeniu. Amin. Și în ultimul rând, dragii mei, mai este un foc despre care vreau să amintească. Ăsta e focul care nu o să-l aprindem noi. E focul care și dacă nu vrei să-l aprinzi, tot se va aprinde. Este focul judecății. Nu mă amintesc de ea, dar e un alt foc. Dar este focul judecății pentru răsplătire. 1 Corinteni 3 cu 12. 1 Corinteni 3 cu 12. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fântrestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față ziua Domnului o va face cunoscută. Atenție mare acum. Căci se va descoperi în, în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, după ce trece proba focului, bineînțeles, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el va fi mântuit. Dar o veșnicie întreagă va fi fără răsplată. Dragii mei, haideți să ne punem întrebarea în această seară. Ceea ce facem pentru Dumnezeu? Din ce fel de motivație facem? Lucrarea mea și lucrarea ta, vreau să spun astăzi, va trebui să treacă proba focului. Nu știu cât e o tonă de lemne, cât e un metru cub de lemne, câteva milioane. Dacă le-ai băgat pe foc, s-au făcut praf. Cenușa. Fânul e mai ieftin. Iar trestia găsiți pe balte cât de vreți. Însă Dumnezeu astăzi ne face o altă comparație. Slujirea mea și slujirea ta poate să fie ca și aurul. Care e 40 de euro gramul. Ca și argintul sau ca și pietrele scumpe. Sunt pietre scumpe de mii de euro bucățica micuță. Haideți să ne punem întrebarea, dragii mei, oare când va veni focul acesta, pe care Dumnezeul îl va aprinde și lucrarea noastră va trece prin foc. Oare va rezista lucrarea noastră la focul acela? Închei cu mărturia unui frate. Un om care alerga mult pentru Domnul. Și spune el în ziua aceea eram foarte obosit, lucrasem mult pentru Domnul. De aceea așezându-mă pe canapea și gândindu-mă la lucrarea făcută, am ațipit. Eram mulțumit de lucrarea pe care o făcusem, că și fiind plin de râvnă pe unde mergeam, sufletele doreau tot mai mult să le spun despre Domnul tot ce spuneam eram, era primit cu bucurie ca ceva de săvârșit ce eram tare bucuros dar în timp ce mă legănam în aceste gânduri intră în camera mea un străin avea în mână o balanță cu greutăți și în cealaltă un săculeț cu instrumente și un mic aparat avea în aspră ochii ca de foc și plin de energie dar și de bunătate asta mă puse pe gânduri mai ales că nu-l chemasem și nici n-aveam nevoie de aceste lucruri pe care el le aducea dar el cu o liniște gravă se apropie de mine și îmi întinse mâna cu putere și mă întrebă serios, cum îi merge râvnei dumitale? Pentru un moment crezusem că mă întreabă de sănătate, eu care nu mă lăudam prea bine, dar când am gândit mai bine am înțeles că e vorba de râvna mea neobosită și ca să-i dovedesc am început să-i arăt în cuvinte râvna mea. Dar nu știu prin ce minune la picioarele mele se făcu un bulgăre ca de pământ, care creștea mereu pe măsură ce vorbeam despre lucrarea pe care o făcusem. În sfârșit el spuse, Bun, aceasta este lucrarea râvnei dumitale și mi-arătă bulgărul. Rugându-l să-și spună părerea, străinul luă bulgărul și îl puse -l în balanță zicând apoi scurt, are 100 de kilograme. Câtă bucurie am simțit! Îmi venea să stric de fericire, dar m-am stăpânit și l-am privit pe străin. Înfățișarea sa serioasă privind bulgărul meu în lucrare, mă puse pe gânduri. Și am înțeles că era numai începutul examinării roadei lucrării mele și că nu aveam un rezultat definitiv. El sfărâmă bulgărul și îl așeză în topitoria ce o scoase din săculeț. Unele din produsele chimice le așeză în cazanul topitoriei, iar celelalte le puse deasupra în focul. După ce se topi, turnă totul într-o formă de unde îl scoase pe masă. Dar nu mai era ca și înainte, amestecat și fără formă, ci acum era în diferite plăci, după diferite materiale pe care le conținuse, deosebindu-se și încerându-se una după alta ca verigile unui lanț. Străinul lua formă în mână și cu un ciocanul desfăcu în bucăți, stăcând le cercetă una câte una cu multă seriozitate, le cântări pe fiecare și scris rezultatul. La urmă îmi dădu nota să o văd, iar eu după privirea sa tristă, înțelesei că nu e un lucru bun. Apoi mă părăsi zicând un -mi cumilă, Domnul să te izbăvească. În prin vin nota și citi. Analiza râfnei lucrătorului X, concurent al cununei slavei împărăției veșnice. Greutate totală, 100 de kilograme, din care 7% interese materiale, 16% ambiții personale, personale, în ghilimele, în paranteză, lucrarea eului. 15 părți, 15% mândrie religioasă. 11% iubirea de a conduce. 10% luptă de sectarism. 18% dorința de a fi lăudat. 13% iubirea darurilor sale. Total. 90 de kilograme lemn, fân, 3% dragoste de Dumnezeu, 4% iubire de frați, 3% râvnă curată de evangelizare. total, 10 kg argint, aur și pietre scumpe. Din toată râvna aceasta, 90 de părți erau lemnul, fânul și trestia, care vor arde în foc o lucrare și care nu are altă soară decât nemicerie și numai 10 părți curate ca aurul, argintul, au rămas adevărată lucrare ce o are ca soartă câștigarea slavei dumnezeiești. Am rămas uimit. Când am citit aceste lucruri și m-am întristat, inima mi se făcut ca unui bolnav și auzi în urma mea un suspin atât de dureros, încât mă țintui pe loc ca un cui. Am vrut să fug după străin, însă neputând am renunțat. Gândindu-mă puțin, mintea se, mi se lumină și în mine se ridică un lucrător nou, care a început să-l judece pe cel vechi. O adevărată înțelegere mă pătrunse și m-am trezit rugându-mă, Doamne, fie smiră de mine! Coplejit, am căzut în genunchi, cu lista analize râfne mele de lucrător. Priveam la ea și parcă se prefăcuse într-o oglindă în care vedeam atât de limpede starea în care se afla inima mea în acele momente. Abia atunci am înțeles bine analiza străinului. Am văzut că era desăvârșită și bine cântărită, iar eu, nenorocitul de mine, nu mai aveam nimic de zis. Eram atât de lămurit cum n am mai fost niciodată, dar eram zdrobit de durere. Un foc ardea în mine. Am strigat deznădăjdui către Dumnezeu să mă scape de mine însumi, dar durerea creștea mereu, mă strângea de gât, gemiam. Iar suferința creștea mereu cât inima mi era gata să plesnească, nu mai puteam. Înăbușit de groază începui să strig atât de tare și de disperat încât m-am trezit. Până în ziua aceea, ori de câte ori mă rugam, îi ceream Tatălui să mă scape de tot ce erau și de pedeapsa viitoare. De atunci încoace însă, n-am mai știut să mă rog decât să mă izbăvească de mine însumi. De vă rugați lui Dumnezeu, spunea acest frate lucrător care s-a trezit din vis și care s-a bucurat că a fost doar un vis. Rugați-vă să vă scape de voi înșivă. De starea de mândrie ce vă stăpânește, de nepăsare față de slava lui Dumnezeu care se găsește în viața tuturor creștinilor din zilele noastre. Cel ce se întoarce la Dumnezeu se oprește mai întâi de pe calea perzării, nu mai pășește spre păcat. În al doilea rând, recunoscându-l pe Domnul, este atras spre el, se desparte de tot ce nu-i place Domnului și astfel, îndreptându-se cu fața spre Isus, întoarce spatele lumii și păcatului și în al treilea rând pornește pe calea curată a ascultării de Dumnezeu. Frații surori, și lucrarea noastră va fi evaluată într-o zi. Și nu va mai fi un vis. M-am gândit la bogatul când a închis ochii după moarte, după ce a fost lăudat de toți preoții de la mormântare, probabil. După ce a fost apreciat și cu conturile pline, ce n-ar fi dat să se mai întoarcă înapoi? N-ai vrea astăzi să te uiți la focurile cu pe care le întâlnești în viață și să spui, Doamne, când voi întâlni focul unei de nețar, dăm putere să te reprezint cu toată inima. Dăm putere să nu fie greu, să nu fie groasnic în prigoană. Ferește-mă, Doamne, de focul la care s-a încălzit Petru, având un anturaj negativ și lepădându-se de tine. Ferește-mă de un foc străin pe care să-l aduc cumva pe altar, dintr-o mândrie personală. Să spunem, dragii mei, în rugăciunea care urmează, Doamne, ajută-mă toate năpârțele din viața mea să le pun pe foc, ca să nu mă muște ele pe mine. Când voi ajunge în focul încercării, Doamne, dăm putere să ies biruitor și credința mea să rămână în picioare. Ajută-mă să am atenție la chibritul acesta care e un mic mădular și poate să prinde un foc mare și să fie probleme, să aducă multe probleme. Dăm putere să-l folosesc spre slava ta. Și în ultimul rând, dăm putere să mă pregătesc pentru focul judecății pentru răsplătire. Dragii mei, n-am vrea după 80 de ani de mers la biserică, după 60 de ani de pocăință, să ajungi într-o zi mântuit, să vezi că altul are răspătiri mari ce tu nu ai. Haideți să fie o rugăciune cu toată sinceritatea și Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră. Ne ridicăm, ne rugăm și la final mulțumim.